astăzi să abordăm din subiecte cartografii istorică și datorită faptului că acest subiect constituie una din preocupările proiectului nostru geospațial, dar și datorită faptului că din acest an, în cadrul Facultății de Geografie Universității din București, a debutat un nou master în sisteme informaționale geografice și am marea bucurie de a ține un curs de cartografie istorică. Ei bine, de unde până unde o abordare la nivelul acestor? În primul rând pentru că ele intrigă. În primul rând pentru că toată această succesiune de aparent fără început și fără sfârșit fascinează. Și dacă vă interesează subiectul, doriți să-l aprofundați, vă sugerez cartea lui Michel Pastoreau, este un istoric francez al culorilor, care abordează problematica dungilor în stofa diavolului, cartea apărută la editura Institutului European din Iași. În primul și în primul rând trebuie să definim principalele tipuri de textură. Avem, din punct de vedere nu numai cartografic, dar și vestimentar, avem o textură unică care implică o singură culoare valorizantă, o textură pe bit, întotdeauna privită cu un sens pozitiv și înțeleasă ca un unit mai dens, ca un unit valoros, și o textură vărgată, dungată, pe care o întâlnim pe foarte multe materiale cartografice. Ce ne propunem, de fapt, prin această prezentare? Să găsim un punct comun între cartografie și artă. Să facem un zoom-out și să ieșim din sfera abordărilor reducționiste, abordărilor, efectiv, strict profesionale, și avem de plină convingere că o hartă reprezintă mai mult decât o simplă modalitate de transmitere a informației spațiale. Ei bine, care ar fi caracteristicile dungilor? În primul și în primul rând, ele sunt binare. 0-1 0 implică o anumită structură, sunt dinamice, exprimă viteză, deplasare, mișcare și nu sunt niciodată neutre. Dungile joacă mereu rol de iluzie. Ele arată și ascund în același timp, ordonează, ierarhizează, nu au început, cum spuneam, și nu au sfârșit. Cu alte cuvinte, toate aceste caracteristici le transformă în periculoase, în incontrolabile. Ei bine, de unde a pornit întreaga poveste? În natură, prezența dungilor, să știți că este destul de rară. Cel mai interesant animal ar fi zebra, care a fost definit de primii coloniști albi ajunși în Africa, ca un animal alb care are dungi negre, fără a ști că, de fapt, pentru populația respectivă, de culoare, zebra întotdeauna va fi un animal negru cu dungi alb. Și atunci se pune problema care este culoarea de fundal, de background, care este culoarea de față. La nivelul texturilor de roci, o să găsim foarte puține prezențe dungate. Iarăși, la nivelul plantelor, poate ceva mai multe în cadrul speciilor exotice din zonele tropicale, din păcate cunoscute mult mai târziu pentru omul occidental. Și atunci, tot ceea ce este dungat, capătă pentru omul medieval un sens puternic peiorativ și animalele dungate sunt automat catalogate ca animale rele. Și avem aici doar câteva exemple. Cu celebra pisicuță, animal care a intrat foarte târziu în curte și ulterior la un secol reușește să intre în casă, după marea ciumă, când s-a descoperit că pisicile au o mare calitate, știu să prindă șoareci. Până atunci erau folosite nevăstuici. De unde a pornit întreaga poveste? În 1254, Ludovic cel Sfânt revine la Paris, aducând cu el o serie de călugări ai Ordinului Notre-Dame din Muntele Carmel. El se întorsese după o campanie în regatul Ierusalimului, deja aflat sub ocupație musulmană, nu foarte, foarte reușită. Ori acești călugări ai Muntelui Carmel prezentau o mantie albă care era dungată. Să știți că nu avem reprezentări, nu știm sigur dacă dungile erau verticale, erau orizontale sau optice. Clasificați printre ordinele cercetătorilor, carmeliții încep să predea, să țină cursuri la marile universități europene și se impună practic această modă dungată. De unde se trage, de fapt, legenda lor fondatoare, după cum probabil
vă aduceți aminte, unul dintre puținele personaje din Biblie care nu moare, este profetul Ilie, care a fost ridicat la cer. Ei bine, acesta, se spune, ar fi purtat o mantie albă și în momentul în care era ridicat la cer, prin flăcările respective, și-a dat jos mantia, a aruncat-o discipolului său, această mantie albă, prinzând automat niște dungi cenușii. De fapt, care este întreaga poveste? Aflat sub ocupație musulmană, carmeliții trebuiau să fie reperați. Foarte ușor. Și musulmanii erau cei care nu le dădeau voie să poarte mantii albe. Ei bine, ei nu renunță deloc așa ușor la această structură vărgată. Se luptă cam cu 10 papi și în 1287 nu mai au ce să facă. Ordinele sunt foarte dure. Avem mărturii istorice că în secolul 13 au fost oameni care au fost executați pentru simplu faptul și au permis să poarte niște haine vărgate, care nu corespundeau cu statutul lor social. Și, ulterior, în 1295, Papa Bonifaciu al III-lea reamintește interdicția de a purta haine întunci, carmeliții adoptând veșmântul lor. Cine sunt, de fapt, toate aceste personaje vărgate? În primul rând, personajele biblice, Cain, Anita, Saul, Salomea, Iuda, evreul și ereticul, întotdeauna vor fi reprezentați ca dumneavoastră. Călăul, bufonul, prostituatele, cavalerul, trădător, sau o serie de locuri exotice. Deci, ce vreau să reținem pentru început? Că tot ce iese din sfera abordărilor normale, firești, care deranjau, care erau marginale, care se situau dincolo de, să spunem, toleranța morală a societății, automat primea această stampilă a Dumnezeilor. Ce particularități aveau aceste personaje vărgate? În primul rând, erau calificați ca varius, adică ceva variat, care înseamnă automat că este bolnav, viclean, nebun, crud și așa mai departe. Adică, altfel față de marea masă, se situează în afara societății, este marcat. Pentru aceasta trebuia să fie ușor de reperat. Acesta este și motivul pentru care Sechia, vedeți, avea dungi orizontal. Bineînțeles că întotdeauna, dintr-o astfel de dominanță a dungilor, căutai să scapi. Din punct de vedere cartografic, în primul rând m-am gândit să aleg mozaicul de la Madaba din Iordania, care prezintă în partea sa centrală o succesiune de suprafețe alb-negre, care oferă o regnicitate deosebită și pun în valoare foarte bine toată această secțiune centrală. Mult mai intrigant este faptul că în aceeași localitate, dar în altă mănăstire, apare un înger care este vărgat. Trecând pe la itinerariile medievale ale lui Matthew Paris, cel care elaborează niște hărți ale Britaniei și ale Palestinei, care știe foarte mult să se folosească de dungi în partea externă a hărților, ajungem până la celebrul Atlas Catalan din 1375 al lui Abraham Crest, cel care știți bine că s-a impus cu mare succes la nivelul curților occidentale. Ei bine, o să vedem și aici foarte multe structuri vărgate, dungate, la nivelul corturilor. Corturile reprezintă elemente exotice. Vedem aici însă o reprezentare iarăși foarte interesantă. Cine este acest personaj? Este Părintele Ioan. Acel rege creștin care se presupunea că există undeva în Asia, da? Și care va ajuta lumea occidentală să prindă într-o menghină Marele Imperiu Mongol. Ei bine, acest rege a fost o simplă invenție, plasat și din punct de vedere cartografic, din partea extremă a Asiei către spațiul african. Orice vedem, el este un rege creștin. Dar este redat aici prin culoarea verde, care era, va fi întotdeauna culoarea islamului, o culoare verde, iar jilțul pe care stă este un jilț roșu. Contrastul roșu-verde pentru perioada de sfârșit a epocii mediu avea cu totul și cu totul un alt sens decât cel pe care îl avem în prezent. Se mai păstrează doar într-un singur steag de stat european, la nivelul Portugaliei, acest contrast roșu-verde, care însemna că cel puțin individul era diferit față de ceilalți.
Iată o altă reprezentare foarte frumoasă pe harta din 1459, celebra harta lui Fra Mauro, unde dinamicitatea apei este sugerată tot prin prezența dâncilor. Exemplele pot fi numeroase. Am ales aici Petrus Roseli, 1466, sau Albino de Canepa, cu aceeași structură a corturilor, și ne permitem o scurtă paranteză, cu apa reprezentată verde, pentru că din punct de vedere cartografic, apa, în primul și în primul rând, a fost predată verde. Dacă vă uitați la Dunăre sau la orice apă curgătoare, are culori verzui. Foarte târziu s-a ajuns la această reprezentare a vasului. Interesant este acest detaliu din harta lui Vesconte Maggiolo. Cu aceleași corturi, vărgate, dungate, dar iată, introducând și elemente, personaje mitice, animale, cum ar fi unicornul, care completează toată această aură a spațiului oriental, plină de exotism și alte, cu alte cuvinte, diferită, variată față de spațiul occidental. Am ales câteva reprezentări ale aurului. Pentru perioada respectivă, în a doua jumătate a secolului XVI, să știți că tot acest efect al valurilor era unul cu totul și cu totul extraordinar. O să găsim un alt tip de efect, această harta a lui Mercator. Vedeți bine, avem impresia că toată această apă parcă se mișcă. Efectul se numește moire și se obține atunci când avem două structuri dungate, paralele, pe care le suprapunem și pe cea din stânga o rotim ușor, câteva grade. La fel cum noi suntem impresionați astăzi de modele și reprezentările 3D, cu siguranță utilizatorul, privitorul simplu, era fascinat de tot acest efect cartografic. Ei bine, ritmicitatea dungilor cu o hartă din 1626 a lui John Speed, iată, pământul se află în partea centrală și, practic, parcă suntem într-o ascendență. Urcăm niște trepte către sferele înalte, către sferele cerești, parcurgând treptele respective printr-o ritmicitate de această dată și de ordin cromatic. Roșu, verde, galben. Roșu, verde, galben. Mișcarea privitorului poate să fie una atât ascensională, cât și inversă. Ei bine, uitați-vă ce asemănare există între această structură și celebra cocardă franceză, pe care o să o întâlnim foarte, foarte bine reprezentată la nivelul aviației, în special din primul război mondial, tot ca element de recunoaștere și de identificare. Cunoașterea și descoperirea noilor teritorii pe continentul american sau în zona asiatică a dus la apariția acestor structuri dungate la populațiile respective sau animale care pe noi astăzi, bineînțeles că nu ne mai înspăimântă, ni se par chiar puțin ridicole, au atribute puternic vărgate. Dungi exotice, dungi fantastice. Iată, deja, apariția sclavagismului din Africa era marcată și din punct de vedere cartografic, la nivelul cartușelor, prin astfel de detalii. Dar nu întotdeauna dungile sunt rele și sunt negative. Vedem deja aici o reprezentare a lui Caravaggio, 1595, cu două tipuri de dungi, unele ceva mai late, altele mai subțiri, ambele însă valorizante, și rețineți faptul că sunt dungi verticale. Întotdeauna dungile verticale vor avea un sens pozitiv, cele orizontale unul exact opus. Ei bine, ajungem la un capitol foarte interesant, el în sine ar putea fi o prezentare de câteva ore, heraldica dungilor. Ei bine, hărțile nu fac altceva decât să exprime o stare de fapt a epocii. Principala regulă, pentru că nu avem timp să intrăm în detalii de heraldică, dar vreau să rețineți, principala regulă heraldică este că trebuie să existe întotdeauna două clase de culori. În prima clasă va intra albul și galbenul, în a doua clasă intră roșu, verde, albastru, negru. Ce trebuie? Dacă avem o imagine de background dintr-o anumită categorie, culoarea de fundal trebuie să fie din cea de-a doua categorie. Adică, dacă aici avem background
al leului respectiv nu putea să fie galben. O să spuneți că s-ar putea să găsiți și excepții. Da, cu siguranță. Dar să știți că acestea sunt foarte, foarte rare. Dungile sunt deosebit de interesante la nivel heraldic. Acestea sunt valorizante. Apoi dungi care înclină nord-vest, sud-est, sunt ceva mai puțin benefice și cele mai puțin benefice vor fi întotdeauna cele nord-est, sud-est. Găsim foarte, foarte multe exemple din punct de vedere cartografic. Însă scutul în sine, forma scutului, creează pentru cunoscător un tip de apartenență la o anumită familie sau la, în fine, un anumit popor. Din punct de vedere cartografic, asistăm la o întreagă piață deosebit de activă, în special în Marea Britanie, când multe familii bogate ajung să plătească cartograful respectiv doar pentru a le pune simbolul familiei pe harta respectivă. Am ales aici însă un mic detaliu pentru a sugera un exemplu. Să presupunem că, prin absurd, eu sunt Marele Baron de la București, care are această structură. Trei benzi albe cu două roșii. Ce înseamnă? Asta înseamnă că fundalul este alb și fațada este roșie. Și că fratele meu de la Ploiești, care vrea și el să spună că, doamne, aparțin și eu aceleași familii, nu-și permite să folosească același simbol ca al meu, va păstra însă structura cu două dungi roșii, însă forma lor va fi ușor ondulată. Un verișor de-al nostru de la Buzău va păstra acea structură, dar va avea, iată, aici o formă oarecum crenelată. Și ultimul văr de-al treilea de la Botoșani va avea aceeași culoare, dar forma dungilor va fi una ascuțită în dinți de fierăscăru. Iată cum prezența dungilor asociată cu culorile implică automat și o linie de, spunem, de apartenență ierarhică. Dungile ajung să substituie culoare. Nu întotdeauna avem posibilitatea să colorăm părțile respective și atunci avem nevoie, iată, sugeram, prin aceste puncte, cum că chenarul hărții ar fi trebuit să aibă culoarea aurie. Sau, nu ne permiteam să o colorăm și numai prin aceste tipuri de hașuri făceam trimitere la culoarea respectivă. Deci, trebuie să avem mare grijă când privim un anumit material cartografic, s-ar putea ca dungile respective să se exprime o culoare. Care este forma de superlativ a dungilor? Întotdeauna tabla de șah. De ce? Pentru că reprezintă o intersecție de dungi verticale cu dungi orizontale. Inițial, după cum bine știți, această tablă de șah era reprezentată prin culori alb-roșu. Ulterior s-a trecut la această cromatică dintre alb și negru. E bine, am ales aici o exemplificare din atlasului Blau 1662, unde puteți vedea în partea de jos reprezentate cele patru anotimpuri, iar în partea superioară, Galileo Galilei și Tycho Brahe, matematicianul, cel care a fost profesorul tatălui lui Iohannes. Cum reușește cartograful să exprime legătura dintre acest profesor și tatăl său și respectiv opera sa cartografică? Iată, într-un detaliu al anotimpului al de vară, în care zeița Demetra este reprezentată având niște spicuri de grâu, simbolul solare. Soarele este cel care permite coacerea recoltelor. Dar întotdeauna, dacă e prea mult soare, aceste recolte se pot distruge. Deci iată ambivalența soarelui respectiv. Demetra stă, iată, pe o, vedem aici, pe o pânză care prezintă atribute dungate. Aceleași atribute le regăsim și la nivelul pânzei care îi acoperă capul maestrului. Deci cunoașterea, lumina, care se transmite de la acesta prin tatăl său către autorul hărții, fiind, iată, și de această dată una ambivalentă. O să întâlnim numeroase hărți, deja din secolul al XVIII-lea, hărți ale eclipselor, cu atribute dungate absolut evidente. În schimb, odată cu mișcările
politice importante de pe continentul american și din Franța, Dunga începe să fie asociată cu mișcările revoluționare. Dungile pot fi folosite și ca instrument de camuflare. Și am ales aici exemplul lui Francis Barton. Este primul european care ne face o descriere amănunțită a unui pelerinaj la Mecca. El vorbea limba arabă foarte bine și s-a deghizat cu aceste atribute dungate. De ce spunem că este prima relatare completă? Pentru că el nu e primul european care ajunge la Mecca, primul creștin, de fapt. Este un italian în secolul al XVI-lea, dar informațiile de la acesta sunt foarte vagi. Unde vom găsi, din punct de vedere cartografic, o supremație a dungilor? În primul rând, în ceea ce folosim cu toții zi de zi, în scară, care este menită să atragă atenție, fie că vorbim de alb-roșu, alb-roșu sau alb-negru. În marginea exterioară a cărții, suprafață care nu face altceva decât să delimiteze interiorul, conținutul, lumea ordonată, spațiul măsurat de haosul și dezordinea din jur. Bineînțeles, la nivelul rozelor de vânt, care apar pe portulane, dungi moderne. Ei bine, din punct de vedere al marketingului, în urmă cu 40 de ani, firma Unilever a ales să lanseze pe piață celebra pastă de dinți Signal. Era prima pastă de dinți Burger. S-a ajuns la o chestiune extraordinară. Aceasta se vindea mult mai mult decât o pastă Uni obișnuită. De ce? Se pare că tendința utilizatorului este de a consuma mult mai multă pastă Burger. Nu putem să spunem care este motivul pentru care un grup cum ar fi Juventus Torino și-a ales alb-negru în culorile clubului respectiv. Pastorul aici vorbește de nevoia de a aborda la nivel academic prin teze de doctorat și astfel de comportament. Iarăși, nu știu să vă spun nu știu să vă explic din ce motiv s-a renunțat la uniforma arbitrilor din box, care știți că era vărgat, acum sunt culori simple, se mai păstrează la rugby, la fotbalul american. Iată, acea structură vărgată, foarte frumoasă, în cazul unui plic paravion. Dungile marinarilor, costumele de baie. Când au migrat dungile din larg pe uscat? Și din ce motiv marinarii purtau aceste dungi alb-albastre, după cum vedeți, orizontal? Ei bine, pentru un ofițer, întotdeauna a fi catalogat ca zebră era o mare rușine. Numai marinarii simpli, cei de funde, pentru a fi reperat ușor, purtau astfel de... Vedem că trece foarte frumos și la nivel, la începutul secolului, în costumele de baie. Și iată, se mai păstrează și în prezent tot această structură lungată. Dungile pot fi periculoase. Le folosim astăzi, trecem pe lângă ele și automat, fie că le avem reprezentate în structuri alb-roșii, fie că le avem, vedeți bine aici, galben-negru, reușesc să ne țină la distanță, să ne atragă atenție. Însă cel care a reușit cel mai bine să impună aceste dungi în imaginarul public colectiv ca fiind periculos, se rămâne celebrul Al Capone. Și dacă vă mai aduceți aminte de costumele din anii 20 ale mafioților americani, erau costume dungate, care ajung, din păcate, să fie în prezent imitate și să cadă în ridicol. Dungile servitorilor, dungi proaspete, dungi odihnitoare. Mergem prin aeroporturi, mergem prin restaurante, dungile servitorilor sunt asociate de fiecare dată cu marfa proaspătă. O să vedeți, la bistrouri mai ales, sunt niște dungi extrem de benefice. Sau la nivelul mobilierului. În muzică, în cinematografie sau în artă, o să le întâlnim la personaje rebele, cum ar fi James Dean, sau la un pictor, cum ar fi Pablo Picasso, care spunea că nu poate picta decât dacă este îmbrăcat ca o zebră. Însă, cea care va reuși să impună aceste dungi orizontale, să le scape puțin de aerul peiorativ și să le instaureze, în special în moda feminină, rămâne Coco Chanel.